13 legume. Merge și acolo. Pun punct de aici și mă întorc puțin înapoi. În adolescența mea, când am făcut un pas în lectură, când am încetat să mai umblu după personaje, ci am descoperit că există autori, spun asta pentru că prima mea carte a fost Robinson Crusoe, nici nu știam de cine este scrisă. M-a pasionat personajul. Apoi Ulise. M-a pasionat Ulise. Dar nu prea m-a interesat pe mine Homer. Abia pe la 17 ani am început să caut, dincolo de personaj, să găsesc autori. Și unul din autori pe care mi-am permis să-l cercetez un picuț a fost Shakespeare. Și am zis, de ce? Shakespeare, Shakespeare, Shakespeare. Bineînțeles că am ajuns și la concluzia că este cam supraevaluat. Dar, oricum, e mare tot. Poate că, într-adevăr, cel mai mare. De ce? Ce pune el în piesele lui? Și am văzut că pune de toate. În piesele lui găsești cinism. Găsești frumusețe morală, ingenuitate, găsești abjecție, găsești umor, găsești tragedie, găsești senin, crimă, găsești crimă. Crimă, mă. Crimă e odioasă. Plin de crimă. Mor toți. Rămâne suflărul. Cușcă. Dacă nu moare și el. Uneori se întâmplă așa. Deci un text bun, un roman, la urma urmei, trebuie să aibă de toate. Să aibă ritm, să aibă lumină, dar și obscur. Să aibă claritate, dar și mister. Să aibă bunătate, dar și diabolism. Să aibă pesimism, pe mult, dar și optimism. Ei, am încercat să vă răspund în felul acesta. Nu știu dacă vă mulțumește răspunsul meu. Nu, am înțeles. Ciorba bună, hai!